Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Înfrânți printr-o moțiune de cenzură a opoziției, ajutată și de trădări interne, socialdemocrații au pierdut guvernarea, dar nu și majoritatea parlamentară, noului executiv monocolor liberal, fiindu-i extrem de dificil să își onoreze angajamentele fără susținerea politică necesară. Despre politică și administrația socialdemocrată stăm astăzi de vorbă cu domnul Călin Matei, deputat PSD de Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! S-a încheiat, domnule Matei, o guvernare de aproape 3 ani cu un parcurs derivat din programul politic al PSD din 2016. Făcând bilanțul perioadei menționate, cât a fost de dificil, domnule deputat, să guvernați aproape singur împotriva tuturor, stare la care s-a adăugat recent și dezertarea celor de la ALDE? Da. Să o luăm cu începutul. Au fost 3 ani de guvernare în care poți să spui că la început ai avut o majoritate confortabilă. Momente în care puteam să facem, nicio guvernare nu-i perfectă, puteam să luăm decizii care contau pentru țară mult mai bune și mult mai rapid decât pe finalul mandatului. Dar așa a fost să fie, a fost, să nu uităm, primul an jumate, un an frământat de meeting-uri, de gura străzii, de fără penali în funcții publice. Vreau, apropo, să ajungem și la această lozincă a USR-ului. Și a fost o guvernare zbuciumată. Cu toate astea, din programul de guvernare, atât de mult povestit în acești 3 ani, la ora la care am încheiat guvernarea prin moțiunea de cenzură, este realizat un procent de 70-75% din programul de guvernare, pe toate liniile de care s-a făcut vorbire la începutul guvernării. Nu a fost ușor, nici o guvernare nu e ușoară. Dar vom vedea această guvernare nouă, care are loc, cum a spus și dumneavoastră, și după trădări, cum ce parcurs va avea. Eu nu-i dau... Oricum trebuie să aibă un parcurs calendaristic un an, până la alegerile parlamentare, dar eu sunt un pic mai pesimist. Revenind la întrebarea dumneavoastră, deci am început cu o majoritate confortabilă, a urmat plecarea lui Ponta, care a făcut o altă fărâmițare din grupul PSD, și a culminat cu retragerea fără explicații a domnului Tăriceanu, cu ALDE, care ați văzut că la ora asta se pupă cu Klaus Iohannis, cu PNL-ul, cu, dacă faceți o arhivă media, la ce cuvinte și ce și-au adresat în ultimii ani și acum sunt frați într-o guvernare. Să vedem cum va fi. Dumneavoastră spuneți că ați dus la îndeplinire 70-75% din programul de guvernare. Da. De ce vine acum Orban și anunță că nu sunt suficienți bani pentru programele din sănătate, de exemplu? Doamne, în primul rând trebuie să ne uităm la calitatea oamenilor care i-a scos în acest guvern. Odată, nu este guvernul lui. Este un guvern la care au fost impuși oamenii de Iohannis. Inclusiv Orban este o marionetă a jocului politic, a DNA-ului, cine nu sare ia condamnare, știți bine că era cu rezistul în piață. În al doilea rând, oamenii, ați văzut, eu fac parte din Comisia Buget Finanțe. Acolo l-am audiat pe domnul Câțu, ministrul finanțelor. 3 ani de zile acest om, acest disperat, eu i-am spus de altfel public în comisie că este un mincinos, un panicar, un om dar de care... Ce? Pentru că el de 3 ani de zile, dacă și sunteți om de presă, de 3 ani de zile. Nu sunt bani de pensii, nu sunt bani de mărit salariile, nu sunt bani de mărit salariile la medici, nu sunt bani, intrăm în faliment. Asta face de 3 ani. Panică cu Banca Națională, panică cu guvernatorul băncii, nu se pot face o grămadă de lucruri, că nu sunt bani. Guvernarea PSD, când a predat mandatul, a predat toate la cheie. În următoarele 2 săptămâni, tocmai prin faptul că nu au oameni și nu știu să guverneze, nu o să vedeți decât pe fiecare minister, aici e o gaură neagră, aici e o
Gaură neagră. Aici nu sunt bani, nu putem face asta, nu putem face asta. Nu au ce să facă. Asta trebuie să zică. Că nu sunt bani, cum evaluează ei 11 miliarde gaură în buget. Vine Sanitasul și spune sindicatul Sanitas, e doar o declarație politică și resursele se vor găsi. Vine Asociația Pacienților și spune, e foarte clar, nu sunt bani. Haideți să vă spun eu ceva. Cum Dumnezeu se întâmplă când vin ei la guvernare, aduceți-vă și la guvernul Cioloș și la guvernul Boc. Întotdeauna când au venit ei la guvernare, au invocat doar greaua moștenire și atunci, în momentul când se intră și în acum criză. Se invocă tot asta greaua fac, moștenire. Asta fac, da, asta fac. Greaua moștenire, care de data asta numai un pic cam greu de invocat și cam greu de crezut, că toate au fost date la punct, investiții, inclusiv proiect de buget a fost lăsat, dar trebuie să și conduci țara asta. Nu poți conduce cu câțul la finanțe și cu grindă la dezvoltare. Un guvern fără susținere politică, știm cu toții că nu are șanse de reușită, fără să recurgă la asumarea guvernamentală. Cum va putea executivul liberal să respecte angajamentele asumate cu partenerii politici, USR având solicitări diferite față de PMP, de exemplu, PMP față de UDMR? Bine, UDMR e discutabil că joacă cum, după cum îi sunt interesele. Iar ALDE față de PNL. Eu sunt vă tare spun multe ceva. Ciudățenii. Spuneți-mi dumneavoastră cum poate să reziste treaba asta. Nu știu, asta. Sunt și la nivel local, de exemplu, diverse acorduri scrise între PMP și... Nicio treabă nu are nivelul local cu nivel județean. Nicio treabă nu are. Știu, am dat doar exemplu. Eu vă întreb, când ei au o majoritate de 3 voturi, 4 voturi, atât, au început deja să nu se mai înțeleagă numirea comisarului european. USR-ul de ieri face valuri că n-au fost consultați. Ați văzut. Ce o să fie la împărțirea bugetului? Vă dați seama când negociază fiecare cu fiecare acolo? Când bugetul e o negociere? Până atunci va ține această armonie între ei, după care va exploda. Mai mult decât atât. A făcut Orban cu PNL-ul, cu fiecare partid care e în actuala coaliție, a făcut câte un protocol, da? Cu UDMR a făcut un protocol în care scrie nu dorim, UDMR-ul nu dorește alegerea primarilor din 2 tururi de scrutin. Celelalte 2 sau 3 câte îs, doresc. Da? Bun. Cum să facă asta? La un moment dat trebuie să dea dreptate unuia sau altuia. Unul din el pleacă, a doua zi noi punem moțiune de cenzură și gata. Alt exemplu, ce să văd? Alegeri anticipate. 2 vor, 3 nu vor. PNL-ul cu USR-ul vrea, UDMR-ul cu nu știu cine nu vrea. Cum să împacă astea? Spuneți-mi. 3 dintre ele vor desființarea secției de investigații din justiția SIJ-ului. 2 nu vor. Tăricianu e prima condiție care a pus-o. Dacă vă atingeți de legile justiției, de această secție și am plecat de la guvernare. Are 30 de parlamentari. Ei, spuneți-mi, cum pot fi aceste lucruri deci armonizate? Deci vedeți foarte multe sensibilități în acest... Nu sensibilități, sunt antagonisme totale. Nu sensibilități, puțin spus sensibilități. Repet, e o armonie de scurtă durată, jucată cum a fost jucată, ați văzut că... Dur, putem spune? Dur și foarte dur. Cu șantaje, cu amenințări, cu ofițerii deconspirați, care, dacă vă aduceți aminte ce spunea Dragnea de Tudose, că joacă pe alte canale cu epoleți, ați văzut acum cei 7 de la Ponta, care noi știam de mult de Tudose, de Georgian Pop, de Daniel Constantin, care joacă pe diverse alte linii decât linii politice, s-a adeveresc în timp ceea ce am spus noi. Și toate astea au dus la crearea acestui guvern monocolor, cu susținerea celorlalte forțe politice, mai puțin a PSD-ului. Și, repet încă o dată, greu să împaci. A fost foarte greu PSD cu ALDE. Câți ani de experiență aveți în politică, domnule Matei? Din 90. Din 90. Ați prins diverse guvernări. Păi toate. Cum le-ați cataloga așa, privind în urmă, până în prezent? Asta? Da. La asta eu nu dați-mi voie. Eu am făcut acum doar ceea ce
se poate spune după constituirea guvernului. Dar eu tare m-aș bucura să nu am dreptate, dar dacă urmăriți doar de ieri până astăzi ce se întâmplă în țară, românii și-au deschis mintea, să știți că și-au deschis-o. Ați văzut prima declarație a Ministrului Industriilor. Căldura nu mai trebuie subvenționată. 400.000 de bugetari reduși. De unde îi dai? Bugetarii medic, bugetarii profesor, bugetarii polițist, unde sunt, nu să reduci, unde este o mare deficit de cadre. Bugetarii sunt oameni în primării, bugetarii sunt mulți. Care îi dai tu? Pe ce criterii dai tu 400.000? Bun, de unde ai ajuns? Bine, la... față de alte țări sunt și instituții care, într-adevăr, au foarte mulți. Ok, de unde ai ajuns angajați? La 400.000? Poate trebuie dați 720.000 sau 115.000. Cum ai ajuns tu la 400.000? Fără niciun fundament economic. Uitați-vă, ministrul agriculturii renunță la programul tomatel. A anunțat astăzi. O tâmpenie, un cretinism. Chiar săptămâna trecută... Era un la... program rentabil și... Foarte rentabil. Pentru am văzut în sudul țării și nu numai la o emisiune duminică, o emisiune la un alt post de televiziune... Legat de acest program? Legat de agricultura românească. Oamenii în sudul țării și-au investit și-au făcut o grămadă de bani de când e acest program în solarii. Ca să asigure... inclusiv pe lunile de iarnă. Continuitatea producției pe linia asta de tomate. Mulți fermieri au cerut să se facă și pe alte legume. Ei anunță că îl taie. Deci toate astea sunt lucruri foarte bune. Acum, au și argumente? Nu, au niciun argument la o chestiune absolut rentabilă. În retorica sa din ultimele zile, Ludovic Orban amintește frecvent de aceste concedieri masive de care spune și dumneavoastră, după restructurarea cabinetului. Este legal, domnule deputat, să instalezi un guvern cu 18 miniștri fără a face mai întâi comasarea ministerelor existente? Și dacă se poate vorbi de restructurarea unui guvern printr-o ordonanță de urgență sau trebuie o lege emisă după o dezbatere parlamentară? Explicați-ne nu este nimic ilegal aici. Un guvern care își face... Deci, cursul normal ați văzut și-a prezentat miniștrii, au prezentat Parlamentului programul de guvernare, audiere și ei vin cu schema. În prima ședință de guvern adoptă ordonanța de hotărâre de guvern cu nou guvern, care îl fac cum gândesc ei mai bine. Au renunțat la unele ministere, au comasat altele, bineînțeles, asta e problema lor. Gândiți-vă, și apropo, sper să ne audă și cei din diaspora, care erau, sunt oameni care, pe care ei se bazează acum, duminică și în general, au desființat Ministerul Românilor de Pretutindeni. Un singur lucru pot să spun. Ăsta e ministerul care avea de lucru cu diaspora, da? PSD-ul în acești 3 ani a anulat toate taxele consulare pentru românii de afară. Prin acest minister? Da. Toate s-au anulat. Românul de afară merge și face hârtia, nu mai cheltuie bani. Deci, și dacă nu va mai exista ministerul, aceste taxe sunt deja... Să vedem. Dar este bine de știut că se vor lovi de cu totul și cu totul alte lucruri. Am auzit astăzi de la un coleg parlamentar, nu pot să-i dau numele, nu-i din Maramureș, dar este din arcul guvernamental, vor să anuleze, dar după alegeri, deci după turul 2, anularea gratuității la studenți. Este discutată deja la Ministerul Transporturilor. Acolo au fost probleme și în guvernarea PSD. Că da, dar n-am anulat-o. Și cu elevii și cu studenții. Dar n-am anulat-o. N-ați anulat-o. Da. Dar n-am anulat-o. Dar au trebuit să au fost fie probleme, vehement și ei. Au găsit soluții, dar am înțeles că este deja discuția făcută, că după alegerile prezidențiale să iasă domnul Sasu de la Sibiu, vor să anuleze această gratuitate pentru studenți pe tren. Făcând un bilanț succint al guvernării PSD, cum apreciați activitatea celor 3 miniștri maramureșeni, mă refer la Pintea, Pop și Șimon, în raport cu criticile vehemente ale opoziției? Doamna Pintea s-a întors la spital? Bine, eu nu-mi doresc, cum vreți, să-i luăm pe rând?
Exact. Domnul Șimon, din păcate, a avut un mandat scurt. Chiar foarte scurt. Chiar foarte scurt. Ca atare, eu pot să vorbesc Dar de ce a despre... fost atât de scurt mandatul? Ce n-a fost bine? Întrebați-l pe Tudose. Întrebați-l pe Tudose sau pe domnul Șimon, că e mai sigur. Nu pot să... Eu pot să vorbesc despre colegul meu Șimon, ca deputatul Șimon, coleg. Nu pot să te exprimi despre activitatea unui ministru cu un mandat atât de scurt. La Pop Liviu pot să spun că a pornit un război cu editurile pentru manuale. Păi s-a spus că în spatele dânsului ar fi fost chiar o editură pentru manualele de educație Nu fizică. știu, dar se pare că tot ceea ce a făcut a avut dreptate și se cam vede la mafia acea manualelor unde se aruncau miliarde de lei. Iar legat de Sorina Pintea, căutați dumneavoastră vreun spital în țară care n-a primit finanțare și câți bani au fost atrași în domeniul sănătății și ce s-a făcut pentru sănătate sub mandatul ei. Și nu merge mai mult decât în Maramureș. Ce le-ați reproșa colegilor dumneavoastră? Cât timp au fost pe posturile Că de n-au luat, miniștri? că nu colegilor, haideți să nu vorbim colegilor mei, că nu-mi place să vorbesc de colegii mei din Maramureș. Ce aș putea eu să reproșez, poate guvernului care a fost, a Da. nostru, sau celor dinainte, că n-au fost mai fermi la începutul mandatului Adică fermi, în unde au anumite greșit? decizii. În anumite decizii. Începând cu legile justiției, începând cu autostrăzile, Dar începând cu ce spitalele. trebuia să facă? Exact ce ar trebui să facă, cum este absolut în orice După țară din... programul pe care vi l-ați asumat, Absolut, da? da, și Și în l-ați prezentat. concordanță cu tot ceea ce înseamnă justiție europeană. Nu știu dacă ați văzut, numai la noi există anumite foruri, agenții și țări conduse de procurori, instituții conduse de procurori. Numai în România existau protocoale între mama, tata, bunicul și bunica. Toată țara asta era condusă de protocoale, securități, sisteme și se știe foarte bine. Ei, aici trebuiau luate măsuri mai ferme și mai sigure. Aici am spus-o și am spus-o permanent și colegilor mei de la guvern și la grup, la ședințele de grup. Am fost prea domoli la ceea ce înseamnă infrastructură. Puteam să fim un pic Aici vi se și reproșează de și este altfel real, și și este real, și pe bună dreptate, puteam să fim mult mai putea avansați. să faceți. Absolut, și după cum vedeți și mă știți, eu sunt un om care îmi și asum, vorbesc și deschis și recunosc dacă sunt greșeli. Se putea face mult mai mult în domeniul ăsta. Dar Și cât s-a făcut așa după aprecierea dumneavoastră? nu-mi cereți să vă dau eu date tehnice exacte. Eu atâta pot să spun Statisticile arată că că am mers foarte cu o puțin. viteză foarte... Viteza melcului? Nu chiar, poate un pic mai sus. Dar puteam să facem mult mai mult pe această linie. Și... Dar de ce nu s-a făcut? Banii au fost. Nu știu dacă au fost bani și... Dar se puteau aduce bani. Nu-mi cereți mie Că vedem detalii. pe infrastructură, aici, într-adevăr, spuneam că sunt marile reproșuri. În alte țări apropiate, vorbim doar de Ungaria, că se tot dă Da, exemplu, s-a mult reușit. în față. Bine, acum haideți să fim și un pic corecți. În ăștia 3 ani s-a așteptat de la guvernul PSD ce nu s-a făcut în Nu 30 de să ani. înceapă lucrări. De început s-au început, s-au semnat contracte, se Unele să derulează. și termine. Să derulează, să vedem. Acum au șansa noi, guvernanți, să se termine pe mandatul lor. Dar pe linia asta s-a făcut mult. Urmează să se deruleze execuțiile. Dar a fost și așteptarea mare ca în 3 ani de zile să se facă în țara asta ce nu s-a făcut în 30 de ani. În afară de infrastructură. Da. Ce așteptări ați fi avut dumneavoastră ca și deputat să facă guvernul PSD? Asta e pentru mine cea mai mare of infrastructura. Pot să vă spun câte s-au făcut și în alte domenii, să vorbim și de lucrurile bune, să vorbim despre PNDL, despre Fondul Național de Acestea Dezvoltare. l-am mai amintit chiar și ieri Bun, cu domnul pentru că Zedea. suntem, adică să vorbim și despre lucruri bune, nu numai de ce nu s-a făcut. Bun, e frumos să-ți și recunoști Am recunoscut greșelile, în da. domeniul transportului. Haideți să mai luăm încă două capitole, două domenii Da, de ziceți. activitate. Sănătatea. Ce se mai putea face?
Că dacă vreți... Vi s-a reproșat că nu ați construit spitale regionale. Spitale regionale, da. Eu am înțeles, chiar am vorbit cu doamna Pintea, că au fost obstacole la aceste spitale regionale puse de administrațiile orașelor în care erau prevăzut să se facă astea. Eu asta am înțeles. Unde n-au fost obstacole, am înțeles, la Craiova, acolo s-a semnat contract, sau, dar cel mai bine ar fi, poate să o întrebați pe doamna, cel mai îndrept, îndrituit om să vă spună treburile astea la punct și virgulă, doamna Pintea. Eu o ce să știu, invităm și pe dânsa. Ce știu eu din discuțiile care le-am avut pe tema asta, au fost foarte multe piedici puse de administrații locale, unde urmau să se construiască aceste spitale regionale, administrații care în proporție de 80% nu erau conduse de primari PSD. Și mai luăm educația, pentru că de acolo pornește, educația e baza. Am avut, cred că, de după Revoluție, 30 de miniștri. Ok, da. Dar de ce să nu vorbim, dacă tot am deschis domeniul sănătății, poate și doctorii pricep treaba asta, pentru că e un lucru care... De ce nu vorbim de salariile care au fost date în sănătate? De investițiile în aparatură care s-au făcut în sănătate în ultimii 3 ani. Nu există oraș... S-au dat salarii în sănătate, dar mai este încă o problemă acolo. S-au dat salarii uniforme, să spunem, pe toate categoriile și nu toată lumea e mulțumită. Nu s-a reușit acolo poate o uniformizare. Dar contează că s-a stopat exodul medicilor? Contează că medicii chiar meritau aceste măriri de salarii. Din păcate nu s-au întors medici acasă. Dar dacă... Dar nu mai pleacă. Și nu mai închid spitalele, le închid ei. Le închid ei, le comasează ei. Nici o problemă, inclusiv în Maramureș au de gând să închidă 2, cred că ați aflat. Astea sunt lucruri care nu sunt puține și și-au grevat. Au fost o sarcină foarte grea pentru guvernul PSD și pentru bugetul României. Dar erau lucruri meritate, aceste creșteri de salarii, atât la medici cât și la profesori. Vă aduceți aminte, până acum 4-5 ani, orice om care vrea să meargă, să-și facă un remene, trebuia să meargă la Cluj. Nu mai există, cred că, reședință de județ din România să nu aibă remene. Uitați-vă la aparatură, la banii care s-au băgat în aparatură pentru spitalele din România. Astea sunt lucruri care s-au făcut și trebuie spuse, nu doar de spitalele regionale care n-am reușit, din păcate, să le facem. Celelalte s-au făcut cu vârf și îndesat în 3 ani, când nu s-au făcut în 27. Bine, sunt și lucruri recunoscute. Ne oprim pentru o pauză de publicitate și revenim la discuția noastră, domnule deputat.